Dacă la hobby a impresionat traseul din apropierea lacului Cuejdel, la experți cascada a fost cea mai neașteptată zonă de pe traseu. Nu doar ei au avut dificultăți pe această porțiune, ci și riderii de la clasa profi. Din păcate, deși toată lumea aștepta ca duelul dintre Graham Jarvis și Paul Bolton să continue, acest lucru nu s-a întâmplat. Durerile de la umăr au devenit greu de suportat în condițiile traseului extrem de la profi și Jarvis a decis să se retragă din competiție după aproximativ 20 de kilometri. La jumătatea traseului, însă chiar înainte de realimentare, Ervin Kovac părea că îi poate sufla statutul de lider lui Paul Bolton. După cascada pregătită chiar înainte de finish, părea că lucrurile se vor schimba, însă Ervin a izbutit să fie mai rapid și să ajungă primul la sosire. Ce-am făcut aici? Ăsta e traseu de enduro, nu de fete.